Da, am revenit în direct și continuăm cu șoc pe scena politică din Chișinău. Acolo candidatul de dreapta pro-european, Maia Sandu, a câștigat săptămâna trecută primul tur al scrutinului prezidențial. Potrivit datelor furnizate de Comisia Electorală Centrală, ea a acumulat peste 36% din voturi. Urmărim chiar acum un material și revenim la discuții. Situația din 2016 se repetă și în acest scrutin prezidențial. Doar că de această dată pe primul loc se află Maia Sandu, candidatul PAS, urmată îndeaproape de actualul președinte moldovean, Igor Dodon. Sandu are un avantaj de aproximativ 3% în fața contracandidatului său. Imediat după închiderea secțiilor, lidera PAS a mulțumit oamenilor pentru mobilizare și pentru că le pasă de Moldova. Oameni buni, în primul rând, noi vă mulțumim frumos pentru că ați mers astăzi la vot. La această oră, peste 1.200.000 de oameni și-au exercitat dreptul la vot și toți acești oameni merită aplauzele noastre. De menționat este că rezultatul obținut de Maia Sandu a venit în ciuda faptului că în timpul alegerilor au avut loc foarte multe nereguli, semnalate încă din dimineața zilei votului. Observatorii au raportat 520 de incidente, dar și 8 încălcări la numărarea voturilor. Acestea au ținut în mare parte de turismul electoral, tentative de recompense materiale, acte de violență sau intimidări ale alegătorilor. În același timp, deși partidul Maiei Sandu a cerut să se deschidă mai multe secții de votare peste hotare, demersul a fost ignorat de Comisia Electorală Centrală. Astfel, cozile la secțiile de votare în mai multe orașe din Uniunea Europeană, inclusiv la București, au fost imense. Oamenii au așteptat chiar și peste 8 ore ca să își poată exercita votul. În ciuda acestui fapt, votul diasporei a fost clar împotriva președintelui încă în funcție, Igor Dodon. După centralizarea rezultatelor proceselor verbale din majoritatea secțiilor de vot din diaspora, Maia Sandu avea aproape 70% din voturile moldovenilor stabiliți în afara țării, în timp ce Igor Dodon avea numai 3,6% din sufragii. De altfel, basarabenii stabiliți în afara Moldovei au reușit un nou record istoric privind prezența la vot. Peste 146.000 de alegători au ieșit la vot, comparativ cu numai 67.000 de alegători în 2016. În turul 2, numărul acestora s-ar putea dubla, dacă ne luăm după experiența de la alegerile din 2016. Astfel, pentru a nu-și pierde entuziasmul, un basarabean stabilit în Germania le-a dedicat o melodie tuturor celor care au votat, pentru a-și motiva concetățenii să vină și în turul următor, în ciuda greutăților întâlnite. Fostul consilier prezidențial Iulian Fota a analizat situația din Moldova și a admis că vor fi necesare negocieri politice dure pentru ca Maia Sandu să câștige și în turul 2. Maia Sandu depinde foarte mult de niște voturi ale unor oameni care nu au neapărat opțiuni pro-europene. Va urma un proces foarte complicat de negocieri și aici și noi trebuie să avem, să fim realiști și raționali și să înțelegem complexitatea situației politice din Republica Moldova. Deci eu cred că acum vor urma negocieri, unele dintre ele s-ar putea să nu fie chiar pe placul nostru sau poate s-ar putea să nu corespunde așteptărilor pe care le avem. Dar nu cred că există alte variante în momentul ăsta decât a fi flexibil. Turul 2 al alegerilor prezidențiale va fi organizat pe 15 noiembrie. Da, așadar, cum comentați aceste rezultate, domnule Păunescu? Da, nu mă așteptam, practic, discutam în emisiune. Acum, sigur că să nu ne încredem acum prea mult că se poate face așa, eu știu să fie pe primul loc doamna Sandu și ulterior la fraudarea să aibă loc în turul 2. Acum, trebuie văzut cât de mult poate și dânsa, deci în funcție de parlament și așa mai departe. Domnul Bostan, ce credeți? Da, așa cum vă spuneam și în emisiune data trecută, înainte de închiderea urnelor, că sunt șanse pentru Maia Sandu și sunt convins că are cele mai mari șanse să câștige turul 2. Deci Igor Dodon, dacă vă aduceți aminte, în urmă cu 4 ani a obținut în primul tur 48% din voturile cetățenilor Republicii Moldova. Igor Dodon acum a obținut 32%,
din numărul cetățenilor Republicii Moldova și Maia Sandu a obținut 36. În primul tur, deci conform și împotriva tuturor sondajelor, cu ajutorul diasporei în mare măsură, din diaspora basarabeană au votat aproape 150.000 de oameni, așa cum se spunea și în reportajul de dinainte. Este un scor foarte mare raportat la, un număr foarte mare raportat la populația Republicii Moldova. Deci cumva putem spune după această experiență că basarabenii sunt frații noștri din nou, pentru că au venit așa într-un număr mare procentual, dacă calculăm la întreaga diasporă, chiar mai mare, îndrăznesc să spun, decât al cetățenilor români care s-au prezentat la vot pentru alegerea președintelui României. Deci cumva diaspora basarabeană se comportă similar cu diaspora românească, ceea ce este absolut normal. A fost încă o dovadă în plus și a fost o solidaritate extraordinară între liderii de comunități din toată lumea și au creat acel val, după părerea mea, și în interiorul Basarabiei, pentru cei de acasă. Acum pare că lucrurile merg în direcția bună, în sensul că principalul, să spun, pierzător de pe locul 3, Renato Usatâi, a dat o declarație cumva de non-combat, dar contra lui Igor Dodon. A spus că nu simpatizează pe Maia Sandu, dar e contra lui Igor Dodon. Pentru că ei aleargă pe același culoar moscovit, atât și Dodon și Usatâi, după părerea mea, încearcă să-și creeze relații cât mai bune în Est. Și atunci, pentru Usatâi, ar fi o mare victorie ca Igor Dodon să iasă din această competiție, să-și întărească poziția și a acționat absolut pragmatic. Adică a fost foarte pragmatic și era cumva evident, erau fost analiști care au spus asta, pentru că este în interesul lui să fie contra prorusului Igor Dodon. În afara acestui anunț, mai sunt și liderii altor partide, precum Andrei Năstase, Dorin Chirtoacă, care și-au îndemnat alegătorii să voteze pentru Maia Sandu. Deci se adună voturile, la fel și liderul Partidului Unității Naționale, Octavian Țâcu, și-a îndemnat și el susținătorii ca în turul 2 să voteze contra lui Igor Dodon. Deci dacă vedem aceste declarații și dacă se menține nivelul de participativitate, adică de implicare și de participare al basarabenilor la vot, Maia Sandu are o șansă mare să câștige și fără prea multe negocieri, cum spunea domnul Fota în reportaj pe care aș îndrăzni să-l contrazic. Nu cred că e nevoie de negocieri, ci e nevoie de multă implicare și mobilizare. Reamintesc că din România doar 13.000 de voturi au fost exprimate în cele peste 10 birouri electorale, circumscripții electorale din România. Sunt foarte mulți cetățeni ai Republicii Moldova în România care în primul tur nu cred că s-au grăbit foarte mult să meargă la vot. Evident, este în interesul cetățenilor din Republica Moldova care locuiesc în România să meargă la vot și să participe la acest vot istoric. Se alătură discuțiilor noastre. 13.000 de voturi este prea puțin. Dacă îmi permiteți, domnule Bostan, se alătură discuțiilor noastre și domnul general Vilgir Bălăceanu, președintele Asociației Ofițerilor în Rezervă în România. Bună seara! Bună seara! Mă bucur să ne auzim. Mă bucur să-i salut pe telespectatorii din România, dar la o activitate la care a participat și un foarte vehement unionist, colonelul Anatol Munteanu, îmi spunea că B1 TV este urmărit și în Moldova. Așa că îmi permit să-i salut pe colegii, camarazii din Uniunea Națională a Veteranilor din Războiul pentru Independența Moldovei. Avem o colaborare foarte bună cu ei. Mă bucur că recent Asociația Ofițerilor în Rezervă din România a încheiat o acțiune mai mult decât umanitară, frățească, pentru Comuna Crihana Veche din raionul Cahul.
sprijin pentru școală, pentru bibliotecă, de la carte, la materiale de protecție în condițiile pandemiei. Revenind la momentul Moldova, gândindu-ne, dacă vreți, și la Statele Unite și, de ce nu, în perspectivă la România, există o paradigmă a schimbării, este confirmată în Statele Unite. Cred că această paradigmă a schimbării din punct de vedere al alternanței la putere va fi în mod cert prezentă și în România. Există o anumită perspectivă și în Moldova, însă va trebui să analizăm cu temeinicie ce se întâmplă în Moldova. În emisiunea precedentă, în ziua alegerilor, plecam înainte de a ști rezultatul votului în primul tur, plecam de la ideea că erau angajate 8 personalități, 8 lideri politici, 5 aparțineau de dreapta, numai 3 de stânga. Din păcate, pentru dreapta, scorul pe care l-au obținut în primul tur ceilalți, în afara lui Maia Sandu, nu este atât de convingător. Un simplu calcul aritmetic spune că i-au realizat cam 8%. Greul celorlalți votanți pentru turul 2 vin nu numai dinspre partea de pro-Moscova lui Dodon și sigur pro-Uniunea Europeană din partea lui Maia Sandu, dar problema mai dificilă va fi a negocierilor cu ceilalți doi lideri. E vorba de Osatâi și de Ivanov, e vorba de Partidul Nostru și de Partidul Șor, pentru că ei au avut scor important în turul întâi, aproape 24%. De aceea, legat de ceea ce spunea la un moment dat domnul Fota sau de ce a spus Marius Bostan, trebuie să mergem pe o cale, dacă vreți, echilibrată a unei analize ce precede săptămâna dinaintea turului 2, în sensul în care pentru Maia Sandu este vorba absolut necesar votul din diaspora, votul din Moldova, dar sunt importante și negocierile care sunt extrem de dificile cu Osatâi și cu Ivanov pentru a-și asigura succesul. Trebuie să o spunem, cei care fac politică cunosc un asemenea lucru, sunt și situații care necesită un anumit compromis pentru a realiza un câștig pe care ni-l dorim cu toții, pentru că atunci cu Maia Sandu, președinte al Republicii Moldova, drumul european al Republicii Moldova ar fi cu mult mai bine descris, relațiile multilaterale, dacă vreți, cu România ar fi mult mai bine concretizate și de ce nu un orizont al creșterii condițiilor de viață ale fraților noștri din Moldova ar deveni, sigur că dau o certitudine. Este clar că România trebuie să-și îmbunătățească, consolideze, dacă vreți, relațiile cu Republica Moldova, indiferent de rezultatele celui de-al doilea tur. Repet un asemenea lucru, pentru că România trebuie să devină un actor foarte important în ceea ce înseamnă viitorul Republicii Moldova. Când vorbim de viitorul Republicii Moldova, ne gândim la rezultatele alegerilor prezidențiale din al doilea tur, dar ne gândim la o perspectivă pe termen lung sau chiar pe termen mediu sau chiar lung. Este, dacă vreți, un rol pe care România trebuie să și-l asume la nivelul Uniunii Europene și de ce nu în ceea ce va reprezenta parteneriatul strategic cu Statele Unite odată cu noua administrație. Vreau să spun doar un singur lucru, pentru că n-am putut să particip în prima parte. Îmi pare rău când s-a abordat subiectul alegerilor din Statele Unite, dar aș spune următorul fapt, că Trump a acreditat România cu multă încredere, drept dovadă proiectele în domeniile energetic și apărare, dar Joe Biden este cel care cunoaște bine România, ținând seama de cele 3 vizite, 1999, 2009, 2014. Dacă vreți, toate cele 3 vizite fiind într-un context pe probleme de apărare și securitate. 1999, imediat după bombardamentul NATO asupra Iugoslaviei, dacă vreți, războiul din Iugoslavia din 1999, și cunoaștem poziția
României asumată la momentul respectiv. În 2009, începerea negocierilor pentru scutul rachetă în România și nu s-a mai mers pe proiectul Cehia și Polonia, ci proiectul România și Polonia. Și sigur, 2014, mai 2014, imediat după invazia Crimeei. Din punctul acesta de vedere, zona de securitate din spațiul extins al Mării Negre este posibil să aibă o deschidere și mai mare și, dacă vrem, o consolidare a ceea ce trebuie să reprezinte, pe de o parte, prezența Statelor Unite cu forțe în România, pe de altă parte, imboldul pe care Statele Unite îl pot da prin transfer tehnologic pentru restartarea industriei naționale de apărare. Da. Poate ar mai fi de remarcat, că n-am terminat enumerarea. Ar fi de analizat că totuși Maia Sandu continuă o campanie electorală extraordinară. Deci are interacțiuni cu diaspora prin intermediul internetului și are foarte mulți susținători acolo. Impactul este foarte mare și sunt convins că numărul moldovenilor din diaspora care vor veni la vot va fi foarte mare. Acum câteva ore era la Dubăsari, era în Coșnița, dimineață era la Criuleni, ieri sau dimineață, dis de dimineață era la Strășeni și oamenii de acolo au întâmpinat-o cu mic, cu mare, să știți. A fost ca la adunările populare din vremuri, nu de pandemie, din vremuri normale. Și ieri era iar în alte comunități foarte puternice, la Telenești, cred că era ieri, și cetățenii de acolo au primit-o foarte bun, foarte bine. La Rezina, la fel, a trecut ieri. Deci are un tur de forță prin foarte multe localități și este întâmpinată de foarte multă lume și în special femeile s-au mobilizat foarte mult. Trebuie văzut și pe rezultatul votului că procentul este foarte clar. În interior a fost votată de aproape, nu știu, aproape 58-60% votanții ei au fost femei și asta în fapt de luat în seamă. Există o mobilizare mare și credem că această mobilizare, mai ales în România, va fi mai mare la turul 2, pentru că din comoditate poate unii n-au mers. Eu cred că matematica arată că există o șansă cu mobilizare. Dacă se face mobilizare, Maia Sandu va fi președintele Republicii Moldova. O schimbare, o surpriză și evident o speranță de viață mai bună pentru toți locuitorii din Republica Moldova, pentru că Maia Sandu are relații foarte bune la nivel diplomatic cu principalii donatori, atât cu Banca Mondială, cu Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, cu Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare, cu Guvernul României, cu Comisia Europeană și cu mulți lideri politici din Occident. Ea este în stare să aducă valoare mai multă către Republica Moldova și să salveze cumva țara, să-și salveze țara din situația de acum. Bineînțeles, nu va fi simplu, pentru că Parlamentul este dominat de o forță ostilă, mai exactul, dar sunt convins că toate aceste lucruri se pot rezolva cu sprijinul oamenilor buni. Sloganul ei este că a venit vremea oamenilor buni. Și, practic, de unde ar lua voturile? Păi, dacă are 36% plus unioniștii care și-au declarat deja sprijinul, care sunt în jur de 8-9%, deci se duce cumva peste 44%, și dacă calculăm din diaspora că ar mai veni 100.000 de voturi în plus în turul 2 și din România, asta înseamnă aproape iar 7-8%, s-ar duce spre 50%. Și bineînțeles, din votanții lui Renato Usatăi, o parte din ei vor vota cu o persoană care este cinstită. Sunt convins că oamenii în sufletul lor sunt oameni cinstiți. Să știți că cei care fură sunt în vârf. Nu-i căutați la bază. Oamenii simt și o să meargă după oamenii cinstiți, indiferent de anumite păreri geopolitice. Deci acestea sunt condițiile, mobilizarea exemplară la vot și stoparea fraudei. Chiar
Renato Usatâi dă o declarație contra lui Igor Dodon acum. Deci, apropo de negocierile discutate, nici nu e vorba de negocieri. Renato Usatâi s-a poziționat contra lui Igor Dodon, l-a acuzat că a vrut să-l șantajeze și cumva că Dodon pune la cale un nou furt al mediatului, Dodon le promite protecție hoților și este disperat ca o fiară încolțită. Deci, așa spune Maia Sandu și cumva aceste declarații sunt în linie. Și Usatâi a declarat, a avut o declarație foarte dură contra lui Igor Dodon. Deci, cumva, nu văd... Întrebare, nu văd... Usatâi avea 17%. Deci nu văd votanții... Nici nu este interesul lor să voteze cu Igor Dodon. Deci votanții lui Usatâi nu au niciun interes să voteze cu Igor Dodon în acest Igor moment. Igor Dodon era cumva omul lui Bohoniuc? Există și voci care spun acest lucru, dar știți cum e, câteodată voci între ei să ceartă, să împacă, nu știm niciodată cine e. Da, dar practic între domnul Satâi și domnul Cahoniuț mi se pare că a fost o ceartă mai puternică. Probabil că de asta vine și antipatia poate, față de... Poate să fie o legătură, dar eu am argumentat că Igor Satâi vrea să alerge singur pe acest culoar și e normal să vrea căderea lui Igor Dodon. Deci evident e interesul lui și chiar interesul cetățenilor până la urmă, că despre asta vorbim. Dacă fraudele, am mai spus Usatâi despre fraudele posibile din partea, din zona, să spun așa, transnistreană, deci la secțiile, el a spus așa, să știți că fraudele adevărate, foarte interesant, vor avea loc pe 15 noiembrie. Și spuneam la început. Da, 15 noiembrie ziua votului, atenție la secțiile de vot din regiunea transnistreană, cât și la cele din Federația Rusă. Deci cumva a dat și detalii care, bineînțeles că erau cam evidente și au fost evidente și la primul tur, încercarea de fraudă electorală a fost evidentă, dar probabil oamenii buni vor acționa, oamenii buni trebuie să acționeze și sunt foarte mulți oameni buni care în acest moment acționează în toate punctele din Republica Moldova, din, și din diaspora și sperăm să fie reprezentanți la urne cât mai curajoși și să stea cu ochii pe fiecare vot și să nu permită celor care nu au dreptul sau celor care vor să influențeze votul să o facă. Dacă este dreptate, Maia Sandu va câștiga și dacă această potențială fraudă va fi oprită. Deci atât timp cât se știe de ea, eu zic că poate fi contracarată. Și cred că oamenii buni vor acționa decisiv pe 15 noiembrie. Aș permite un comentariu, l-am făcut și data trecută. Situația este complexă în Moldova. Drumul spre câștig pe care trebuie să-l aibă Maia Sandu nu este deloc ușor. Este un fapt încurajator că a ieșit în primul tur pe primul loc, la o diferență destul de evidentă față de Igor Dodon. Să nu uităm că 15% nu din cetățenii moldoveni sunt de origine ucrainiană, găgăuzi, ruși, bulgari. Păi și eu orientarea aceasta mai este dusă mai mult către, dacă vreți, lumea slavă, mai puțin spre Uniunea Europeană. Pe de altă parte, analiștii au sezizat, și nu numai analiștii, faptul că în primul tur n-am avut o implicare a Federației Ruse, nici măcar un sprijin financiar pe care îl promisese lui Dodon pentru campania electorală nu s-a realizat. Vă rog pe rând, haideți să-l ascultăm pe domnul Bălăceanu și revenim. Vă dau și legătura dumneavoastră, domnule Băstan. Dacă citiți presa din Republica Moldova, o să vedeți implicarea unor agenți electorali și șef de campanie din Federația. Revenind asupra subiectului, noi ne așteptăm acum și de asta spun că pentru Maia Sandu lucrurile sunt extrem de provocatoare. Trendul este pozitiv, dar ne așteptăm la o implicare mult mai directă și mai subversivă a Federației Ruse în ceea ce trebuie să însemne pentru ei câștigul în continuare președinției Republicii Moldova și prin Igor Dodon, sigur, păstrarea sferei de influență asupra Republicii Moldova. Iată de ce Maia Sandu va trebui să aibă, sigur, acea capacitate de a-și face simțită prezența în cât mai multe locuri din Republica Moldova. Este clar că diaspora și cetățenii moldoveni care
votează în România, ei sunt alături, dar trebuie să vadă lucrurile în toată complexitatea sa și e bine ce a subliniat Marius Bostan. E adevărat că OSATI nu este de dreapta, nu este atât de pro-european, nu este deloc pro-unionist, el vine și din zona Bălți, știm care este caracteristica zonei Bălți, dar pe de altă parte este un anti-Dodon, ceea ce se pare că are și ca atitudine politică doamna Ivanov de la Partidul Șor. Ori toate aceste lucruri trebuie coalizate astfel încât succesul să se realizeze în perioada următoare. Și nu este suficientă doar câștigarea președinției, pentru că aici este o problemă destul de complexă. Parlamentul este controlat de Dodon și acoliții săi, guvernul este guvernul lui Dodon. Deci lucrurile acestea înseamnă o luptă care trebuie să continue nu numai după săptămâna viitoare. Da, plecăm de la ideea încrederii în mobilizarea moldovenilor, a fraților noștri de peste Prut pentru a participa la vot în condițiile pandemiei, așa cum au participat în primul tur, și în înțelepciunea pe care trebuie să o aibă în a acorda votul pentru ceea ce reprezintă în mod real și cert viitorul lor și al Republicii Moldova. Domnule general, cu tot respectul, să știți că au apărut informații în media și cu dovezi și cu fotografii că în pragul campaniei pentru prezidențiale mai mulți consultanți politici din Federația Rusă au aterizat în Republica Moldova. Așa numiți politehnologi au debarcat la Chișinău, cel mai probabil cu acordul Kremlinului. Rise vom Moldova, face o analiză. Rise Moldova, care este o organizație de presă respectabilă, a reușit să identifice deja 8 dintre ei, i-a surprins în compania mai multor deputați socialiști, dar și a purtătoarei de cuvânt a candidatului Igor Dodon. Mai mult, unii dintre ei au vizitat frecvent sediul central al Partidului Socialiștilor și chiar au intrat ziua în amiaza mare la președinție, conform Rise Moldova. Aș vrea să plecăm de la următoarea realitate. Moscova știe cum să procedeze în asemenea situații. Implicarea Moscovei a fost mult mai redusă față de ceea ce vom vedea în turul 2, pentru că în mod sigur ei mizau pe faptul că Dodon va intra în turul 2. N-avea rost să-și consume toată muniția, ceea ce spuneți este un început a ceea ce va însemna în cursul acestei săptămâni și în ziua de duminică prezența serviciilor secrete ruse și a întregii capacități a Moscovei pentru a-l sprijini pe Dodon. Moscova este atentă la așa ceva, Moscova este în situația să piardă influența, a pierdut-o în Ucraina, lucrurile sunt încă incerte în Belarus, iar pe de altă parte, Moscova nu vrea să piardă influența asupra Moldovei. De asta spuneam mai devreme că lupta Maia Sandu este o luptă care trebuie sprijinită din toate părțile, de către toate facțiunile și de către toți votanții din Republica Moldova. Eu cred că este în mâna cetățenilor din Republica Moldova să-și voteze președintele. Președintele Republicii Moldova va fi ales de cetățenii Republicii Moldova dacă toată lumea are genunchii tari. Deci nu va fi hotărât la Moscova, va fi hotărât pe teritoriul Basarabiei și în diaspora, pentru că diaspora este parte integrantă și diaspora a ținut Moldova în viață în banii trimiși an de an acasă. Ei au trimis la Chișinău și în satele și în comunele lor, în fiecare zi, în fiecare săptămână au trimis bani pentru susținerea celor rămași acasă. Deci este evident după toate analizele, este în mâna cetățenilor. Bineînțeles că există cozi de topor, că există agenți ai Moscovei care și-ar dori altceva, dar eu sunt convins că ei vor fi învinși de cetățenii Republicii Moldova, atenție, indiferent de etnie, pentru că sunt cetățenii ucraineni, cetățeni ruși, cetățeni găgăuzi, care ei vor să nu fie hoție, să nu fie corupție și să nu se mai fure banii cetățenilor și să fie sărăcit în mod abuziv cetățeanul moldovean.
sunt convins că mulți dintre aceștia vor trece de partea Maiei Sandu, pentru că au fost trădați în acești 4 ani de socialistul Igor Dodon. Da, luăm o scurtă pauză de publicitate și revenim la discuții atunci când vom vorbi și despre situația pandemică din România. Sunt din nou în direct și vorbim despre faptul că România a depășit 300.000 de cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 de la începutul pandemiei. Chiar dacă suntem într-o zi de weekend, am înregistrat și astăzi aproape 7.000 de cazuri noi din 21.000 de teste. Urmărim un material și revenim la discuții. Secțiile de terapie intensivă sunt deja arhipline. În acest moment avem internați în stare gravă 1056 de pacienți, un nou record de la începutul pandemiei. Practic ne apropiem de capacitatea maximă la ATI. Deja devine cu precădere mai important indicatorul de număr de cazuri care necesită terapie intensivă. De ceva vreme el este cel care trebuie să fie în atenția tuturor. Și numărul de cazuri noi confirmate este un indicator, dar capacitatea sistemului de sănătate este evaluată preponderent din perspectiva suportului pe care unitățile de terapie intensivă îl pot acorda pacienților. Este îngrijorător deja. Am văzut că pacienții din sudul țării sunt transferați în secții de terapie intensivă din nordul țării. În ultimele 24 de ore au fost raportate 6.752 de cazuri de COVID-19 din 21.552 de teste. Alți 86 de români au murit după ce s-au infectat cu virusul SARS-CoV-2. Medicii speră că restricțiile care vor intra de luni în vigoare să reducă aceste cifre dramatice. Este un indicator care este îngrijorător. Probabil că acest lucru a făcut ca începând de luni să fie aplicate niște măsuri restrictive care să mențină cel puțin un platou la acest număr de cazuri. Probabil că începând de luni, când numărul de teste iarăși va fi unul crescut, vom vedea un număr peste 10.000 de cazuri zilnice și evident creșterea indicatorului de pacienți care necesită terapie intensivă. Rezultatele măsurilor vor fi evaluate după cel puțin un ciclu de 14 zile. Dintre cele 6.752 de cazuri raportate în ultima zi, numai puțin de 1.283 au fost în capitală. De altfel, în București, incidența cazurilor la 1.000 de locuitori a urcat la 4,9. Medicii spun că într-o săptămână se vor ocupa toate paturile pentru bolnavii infectați cu SARS-CoV-2. Din păcate, oricât de mult ai vrea să te extinzi, la un moment dat, evoluția pandemiei în acest ritm extrem de accelerat depășește orice capacitate de infrastructură. Și sigur, nu discutăm doar de infrastructură, discutăm și de personal medical care nu poate fi cumpărat, nu poate fi achiziționat în regim de urgență. Deja tot mai multe spitale nu mai fac internări în secțiile de terapie intensivă, iar salvările sunt direcționate spre alte județe, unde locurile eliberate sunt ocupate foarte repede de pacienți în stare critică. Așadar, o situație tot mai acută. Intrăm în câteva ore și în carantină parțială. Domnule Păunescu, vă rog. Da, situația dramatică mai peste tot în Europa, cel puțin. Acum, eu cred că ar fi foarte important să vedem puțin ce se întâmplă cu gripa sezonieră asta de toamnă. Tocmai pentru a vedea cumva, dacă nu, sunt la un loc, cumva, nu știu. Ideea e că trebuie în permanență să dai și, să dai știrea negativă, dar în același timp trebuie să și vii cu o veste pozitivă. Adică trebuie spus cât s-au însănătoșit, cât sunt, ce tratament au avut, parcă sunt niște secrete de stat astea, adică toată lumea se știe, dom'le, s-a tratat în spitalul cu tare cu aceste medicamente, s-a tratat acolo cu așa. Că altfel riscăm să intrăm într-o, cum să spun eu, într-o, devine o populație de depresie, deși nu e cazul, adică, cum să spun eu, fiecare om contează, fiecare om dat e o nenorocire, dar totuși trebuie să ne uităm puțin
pe ansamblu. Deci nu putem să riscăm să ducem o nație în depresie, că este mult mai gravă decât o depresie economică. Se folosește acest termen și în domeniul economic. Deci, cum să vă spun, deci, ceea ce vorbeam și în emisiunea trecută, în permanență trebuie să vină și mesajul de speranță, de pozitiv. Și de asta, eu cred că partea cu anularea, nu știu, vizelor la biserică, la moaște, la așa, a fost o decizie eronată, pentru că se putea face, cum spun eu, cu forțe de ordine, distanțare și așa mai departe, nu trebuie să închisuie nimeni, se poate face, da? Depinde de noi, nu? Să organizăm așa ceva și nu cred că dacă erau forțe armate acolo, nu puteau să organizeze, să fie oameni la distanță și așa mai departe. Pentru că pentru foarte mulți oameni din România și din lume în special, în general, credința te face să, și este verificat și științific, credința te, în proporție de 30-50% te vindecă. Încă îți transformă organismul în toată pozitivitatea pe care o ai ca și gândire, ca și acțiune, ca și încredere în viitor, se face să fii mai pic. Deci anularea mersului la biserică, anularea, fără să fii cu vești pozitive, fără să fii să-i... Deci chestiunea asta distruge foarte mult, face foarte mult rău, pentru că și dacă scăpăm, apare vaccinul, da? Oricum va dura enorm de mult până când vor fi vaccinați toți. Dar să zicem că apare vaccinul ăsta. Dacă ai o populație deprimată care va zice, dom'le, am scăpat acum atâta, dar stai să vezi că o să vină și o să vină altul după asta. Adică și așa economia era jos, ne avem nevoie de, cum să spun eu, este o perioadă foarte importantă pentru România acum. Deci, după această criză, faptul că eram la pământ, să spunem, economic, sau eram foarte jos economic, da? Comparativ cu țările din Europa, această schimbare ne dă o șansă. Deci, practic, ne dă o șansă să ne punem în valoare ceea ce e mai bun. Și se poate face chestiunea asta. Dacă ai o populație deprimată, nu poți să faci asta. Chiar dacă vine cineva, un om luminat și găsește soluțiile economice astfel încât să urci în energia economiilor europene, mondiale și ce mai departe. Deci este foarte important, repet, cum să spun eu, mesajul, la fel cum e foarte important și mesajul în Moldova, să spunem, pentru alegeri. Deci, așa cum acum când era președinte domnul Băsescu și s-au câștigat alegerile atunci, vă mai aduceți aminte, cu incendierea Parlamentului și toată nenorocirea de acolo, și România s-a mobilizat astfel încât studenții primeau un transport gratuit dus întors în weekendul ăla, în Moldova, să-și vadă părinții, era gratuit. Deci plecau de la facultate de aici, se duceau gratuit, dar să și voteze. Și atunci s-a reușit schimbarea, renumită schimbare, că nu cum îl chema pe președinte la Prosovietic, Prorus, mai țin minte. Deci, mai țineți minte, domnul Bosan, domnul Jean. Da. Da, deci, ideea este că... Deci, ideea este că... Voroni. Voroni, da. Ideea este că, și cum să spun eu, nu avem nimic cu... că trebuie să-și exprime cetățenii din români, din Moldova, că toți sunt și fiind și de etnie rusă și de orice altă etnie, sunt cetățeni români pentru mine. Ei trebuie să-și exprime liber ceea ce își doresc și ce vor cu zona lor acolo. Dar ideea este că noi trebuie să facem totul astfel încât să le punem pe masă, ceea ce vorbim de foarte mult timp, de foarte mult, de un an. Să prezentăm ceea ce facem pentru Moldova, să prezentăm ceea ce face Europa pentru Moldova, să prezentăm toate lucrurile astea. Nu există comunicare, oamenii de acolo nu știu. Ei văd numai, eu știu ce se întâmplă pe la televizor, ce se ceartă unii cu alții. Ideea este că ne facem foarte multe și putem face și mai multe, dar dacă primim și un feedback pozitiv din partea aia. Deci, ca să închei toată povestea asta, odată, nenorocirea asta, pandemia care a dat peste capul și în Italia, ce e dezastru, ce vă zic, se închid toată la 6, nu mai nimic deschis, nu mai lucrează nimeni, toată lumea e jos la pământ, miniștrii sunt arestați, nu știu de ce, adică este o criză totală.
Bine, motivelor fi, dar în situația asta ai nevoie totuși de niște conducători, niște lideri care au fost aleși. Ei prost aleși sau bine aleși, nu contează. Ideea este că dacă îi arestești și pe aia, cine mai conduce? Adică anarhia e după, imediat după ușă, spunem așa. Nu cred că ajunge. Nu cred că ajunge. Dacă îmi permiteți, nu cred că ajunge. Imediat. Mesajul pozitiv. Trebuie să existe mesajul pozitiv. Și în cazul pandemiei, și în cazul Moldovei, de exemplu, de acord, să ne oprim la mesajul pozitiv, să vedem cum îl... Da, vă rog. Mesajul pozitiv e al, în primul rând, coabitării în niște condiții deloc plăcute. Sigur că este o stare de stres psihic, e de înțeles, dar nu trebuie să vorbim de condiții de depresie. Provocările sunt mari. În primul rând sunt la nivel guvernamental pentru Ministerul Sănătății, dar și pentru alte ministere de sprijin, în primul rând Ministerul Apărării pentru mărirea capacităților în secțiile ATI dedicate bolnavilor cu COVID și nu atât din punct de vedere, am mai discutat aici, a asigurării echipamentelor, cât al celor calificați care pot să lucreze în aceste condiții. Sunt soluții, iată un mesaj pozitiv și dau ca exemplu Ministerul Apărării Naționale, care a implicat studenții de la Institutul Medico-Militar din anii finali în sprijinul acțiunilor legate de secțiile COVID de la spitalele militare Rol 2. Pe de altă parte, este vorba și de o atitudine civică, dacă vreți, aceea populației de respectare a regulilor, nu urmărește o restricționare care să îngrădească libertatea, ci este vorba de aplicarea unor reguli care să protejeze sănătatea și viața noastră în definitiv. Se urmărește ca prin așa ceva să se ajungă la acel plafon sau aplatizare, cum spun specialiștii, pentru că la ora actuală, într-adevăr, ritmul creșterilor infectării cu coronavirus este extrem de riscant. Pe de altă parte, pe lângă atitudinea civică, instituțiile îndrituite ale statului vor trebui să efectueze controle, astfel încât respectarea acestor reguli să fie cât mai extinse. Ar trebui să înțelegem cu toții și cei care sunt decidenții politici și cred că s-a înțeles destul și cei care aparțin administrației locale, mai ales județene, dar și populației în general și instituțiilor care exercită controlul, că prin ceea ce ar însemna, dacă vreți, un efort comun, printr-o atitudine comună, vom reuși să trecem cât mai bine, cu pierderi cât mai puține, ca să mă exprim în limbaj militar, în față de o asemenea perioadă, față de valul 2 al pandemiei. Ar fi o șansă pe care ne oferim noi românii ca să intrăm în perioada creștină a sărbătorilor de iarnă, a sfârșitului de an, mai liniștiți decât suntem acum și cu speranța că vom reuși să trecem anul viitor peste pandemie, crezând în apariția și în campania de vaccinare și crezând de asemenea că am avut o experiență, este adevărat tristă, de aproape un an de zile în care întreaga omenire a luptat cu un asemenea virus extrem de insidios. Domnule Bostan, credeți că vor putea să vină România acasă de sărbători? Eu sper ca în urma acestor măsuri să scadă numărul și să reușim să intrăm pe o curbă descendentă. Aș vrea să spun știrea pozitivă referitor la ceea ce a spus domnul Bovi Păunescu înainte. Știrea pozitivă este că peste 200.000 de pacienți au fost declarați vindecați. Deci au fost confirmate până astăzi peste 300.000 de cazuri de persoane infectate, dar totuși avem și 200.000 de cazuri pozitive. Armata negative, în sensul și care au devenit negative, da. Care au devenit negative, da. Ceea ce e foarte bine, armata s-a implicat cu sprijin logistic și Institutul Cantacuzino și spitalele de campanie care au fost făcute în timp record, dacă vă aduceți aminte. Și nu numai asta, este, aș îndrăzni să spun,
așa cum a punctat domnul general, că totuși avem o situație de oarecare război cu virusul, pentru că sunt dispozitive medicale și sunt toate cadrele medicale sunt în alertă pe întreg teritoriul țării. Vă dați seama că este totuși sezon de gripă. Apar în sezonul rece, deci apare și influența, deci gripa sezonieră. O să fie greu de diferențiat. Mă bucur mult că au apărut teste rapide mai avansate, care pot da rezultate destul de bune în ultimul timp și au început să fie folosite pentru a vedea nivelul de antiviral și de antivirus și teste de antigen, care vor fi folositoare pentru screening și pentru un atac mai important asupra acestui virus provenit din China. Un minut până la final, vă rog. Ar mai trebui spus că avem și în străinătate, avem români care au fost, care s-au îmbolnăvit. Cei mai mulți sunt în Italia, din România aflați acolo. Sunt aproape 2000 de cazuri, 1250 în Spania, mai puțin în Franța și Germania. De fapt, în Germania s-ar putea să avem în jur de 3000, dar sperăm că aceste cazuri sunt bine tratate acolo în țările de adopție și nu cred că de sărbători vom avea liniște totală, dar măcar să fim pe o curbă descendentă și să așteptăm efortul medicilor și cercetătorilor pentru tratarea acestei pandemii. Da, mulțumesc foarte frumos pentru prezența telefonică, domnilor. Noi punem punct aici emisiunii noastre. Urmează de la ora 21 Dosar de politician cu Silviu Mănăstire, care îl are invitat pe premierul României, Ludovic Orban. Așadar, anunțuri de ultim moment despre noile restricții care vor intra în vigoare în doar câteva ore. Noi ne revedem la jurnalul orei 23. Rămâneți pe B1 TV.